aduce argumente noi, te rog, te rog. Arnold, în aplauzele voastre, ultimul speech din această rând. Salutare. În momentul de față administrez 40 de conturi de social media, începând de la Facebook până la Instagram, până la mai nou TikTok and stuff. Și cred că contentul care ne-a generat întotdeauna cele mai mari rezultate pe termen foarte scurt a fost întotdeauna Instagram story-urile, în special pe partea asta de conversie, pentru că poți să măsori foarte bine tot ce înseamnă atunci când pui un link în swipe up, poți să măsori foarte bine lead-urile în Instagram Stories. O să mă întorc un pic la ce a spus și Diana mai devreme. Vorbim despre attention span, care este cât al unui goldfish. Păi dacă vorbim despre un attention span care este cât al unui goldfish, de ce să investești foarte mulți bani într-un content care trebuie să arate foarte bine, când omor nu o să-și mai aduc aminte și pe lângă toate chestiile astea, Facebook îți recomandă ca frecvența prin care tu promovezi postările să fie de maxim 7. Dacă ai trecut, știți toate postările alea, sunt toate ad-urile care vă super enervează pentru că vă apar foarte, foarte, foarte des prea des în feed, riști prin acest content Everlast, de fapt, să aduci feedback super negativ brandului, pentru că îl promovezi prea, prea mult, adică ai parte de o frecvență foarte mare. Pe când pe Instagram, pe Instagram Stories, ai văzut story-ul, ți-ai mai transmis clar, pentru că ai un fir roșu în strategia de comunicare a brandului și cumva îl transmiți în fiecare zi prin Instagram Stories acest lucru. Și pe lângă asta mai vorbim și despre formatul pe care îl au Instagram Story-urile. Și o să vă dau un exemplu foarte, nu știu, la îndemână tuturor. Știți OH-ul ăla de la Victorie pe care l-a luat Starbucks, după care a venit Five to Go și a dat imediat replica? Ei bine, asta se întâmplă în feed, cu contentul din feed. Știți? Pe când în Stories, tu deții absolut tot ecranul acolo și nu mai poate să vină unul sau altul și să-ți apară acolo. Deci atenția aia de 3 secunde este, de fapt, dusă direct pentru brandul tău. Eu cam atât am. Mulțumim frumos! V-ați hotărât deja? Cine s-a hotărât?